Așa au reacționat oamenii când au aflat că, bucată cu bucată, combinatul la care au lucrat toată viața se va vinde. În noiembrie 2012 s-au scos la vânzare, prin licitație publică, 1000 de bunuri mobile de pe platforma petrochimică, în contul unei datorii de 7 milioane de euro pe care Olchim o avea către un furnizor de materii prime. Atunci, toți angajații au ieșit în fața combinatului și au bruscat executorii care veniseră la licitație. De data aceasta, însă, nu e vorba numai despre instalații, ci și de terenurile de sub combinat. Pe 21 se scot la vânzare bunuri imobile, proprietatea SC Olchim S.A., bunuri ce se află pe platforma petrochimică Pitești, divizia petrochimică Brados. Aceste bunuri totalizează aproximativ 55.454.765 de milioane de lei, aproximativ a 12 milioane 600 și ceva de milioane de euro. Angajații s-au săturat și ei de atâta incertitudine. Avem bănci de plătit, utilități, vedeți dumneavoastră, să scumpesc pe zi ce trece, la salarii nu s-a mai pus de 4 ani de zile și nu ne dă nici la timp. Este foarte greu. După mine nu cred că se mai face nimic. Pe zi ce trece devine tot mai incertă. Situația deja s-a apucat să vândă și ce mai aveam, piulițe, șuruburi și ventile și tot ce mai este prin magazii, prin astea, să fac un inventar acum, cred că vor să le vând. Ca să asigure salariile bănuiesc sau cine știe ce. Deocamdată, la biroul executorului care ar trebui să vândă bunurile, nu a venit nicio înștiințare privind insolvența. În aceste condiții, execuția se pune în practică pe 21 februarie. Ipoteca a fost semnată la biroul notarial din Vâlcea ce aparține Marianei Gutău, soția fostului primar Mircea Gutău, condamnat în 2010 pentru luare de mită și corupție. Licitația a fost anunțată pe site-ul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. Potrivit anunțurilor de vânzare, vor fi licitate 5 obiective, terenuri construcțiile aferente, fiindcă așa sunt înregistrate cadastral, dar ele sunt vândute în contul aceleiași datorii. Suprafața terenului ce va fi scos la licitație este de 184.000 de metri pătrați.